curățul la toate capitolele. Când ai 25 de goluri, e clar că sistemul funcționează. Șut din afara careului, oh, pe lângă! Prima fază importantă, minutul 5, a încercat Anderson Francisco. Marius Pena mai devreme în cadrul antrenorului secund al gazelor, nu era execuția. Să notăm această primă fază. Până la un punct acțiunile celor două echipe merg. Ia să vedem acum, pasă în spatele apărării, a plecat Robert Ion, gol, Chiajna! 1-0 pentru echipa lui Liță Dumitru. Concordia! 24 de ani are bucureșteanul Robert Andrei Ion, este jucătorul Chiajnei de anul acesta. A fost și la Poli Iași, la Farul Constanța, o perioadă de timp a fost jucătorul FCSB-ului. FCSB-ul l-a cizelat, cum se spune. Se întâmplă un mic miracol la Chiajna cu Liță Dumitru pe bancă. Echipa joacă fără acea presiune despre care vorbeam la un moment dat. Nu e offside. Acolo, în plan îndepărtat, Heged își anulează poziția. Preluare bună. E cu spatele la poartă, nu se uită. Cred că a dat și din instinct Robert. Cert este că a ieșit, da, nu s-a uitat. Cu atât mai mare este meritul lui că reușește să marcheze. Bine controlează balonul cu latul. A dat cu interiorul întors și avem deschidere de scor. E excelent. Rămâne planeta, dărâme munții. Așa e când ești tânăr, când ești copil. Robert Ion din alergare. Oh! Ho! Simon Mate scoate de lângă bară. Robert e în priză, bine de tot e în priză. Minutul 27. Super fază, dă din alergare cu ristul prin. Aoleo, mingea era grav de tot în plasă. A văzut balonul într-un final Simon Mate, portarul lunii octombrie în Liga a doua. Își salvează echipa centrare. Giovanni Ghinfuș dă și el la poartă, blocaj excelent făcut de Kovac, apărare eroică a Ciucanilor. La ea acasă în noiembrie 2020. Altfel Chiajna și-a luat punctele. Centrare bună, gol! Boiciuc! Ce spuneam de moldovean? Stă la pândă și așteaptă momentul oportun. Al treilea gol în ultimele două etape pentru Alexandru Boiciuc. Ce grătare o să sfârâie în seara asta la Chiajna, uai! E chișinăuean Alexandru Boiciuc. Nea Mihai Stoichiță îi trimite lui Nea Mircea Lucescu un SMS probabil. A depistat un jucător pentru echipa națională la Chiajna. Robert Ion insistă. Întoarce mingea pentru Aurelian Ciuciulete, care îi pune mingea în capul lui Alexandru Boiciuc. O fază colectivă splendidă reușită de băieții lui Liță Dumitru. Nealiță, felicitări! Nu știu ce ai făcut în aceste săptămâni, dar ai făcut. Bravo! Și ne apropiem și mai mult de prima înfrângere a Ciucanilor. Al patrulea gol în campionat pentru Alexandru Boiciuc și o descătușare aici la Chiajna. Este cea mai... Babati, care este al doilea marcator al Ciucanilor cu 5 goluri. Centrare. Undeva la mijloc și ocazie uluitoare pentru Cixere, da? Minutul 71. Aveau mare nevoie de gol aici băieții lui Robert Idieș. Ia să vedem. S-au retras pentru a anula offside-ului și nu a fost. Portarul respinge. Bună faza, în zona aia neutră, acolo portarul iese sau nu iese, iar când se zice că ar fi un preambul pentru o altă ocazie mare, sau mai multe ocazii de fapt ar trebui. Francisco, boxează Ștefan Fara! Minutul 74, uite că asta se întâmplă, lovitură de colț din nou. Da, e un pic în corzi Chiajna. Balon din nou în care o bună preluare a lui Macraia. Să vedem cineva cu șutul. Babati, nu înțeleg încă o dată. Sunt mult prea multe pase, ar trebui jucat un pic mai simplu. Centrare acum! Gol!
gol, 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 Miercurea Ciuc, minutul 75. Ce v-am spus? Încă mai e timp. Ciucanii recuperează jumătate din handicap. Vereș înscrie golul oaspeților. Silar Vereș, clujeanul despre care vorbeam la un moment dat, revenit la Csíkszereda de la Mioveni. Cumva golul ăsta era în aer, pentru că spuneam se mulțiseră ocaziile. Bună pasă asta și nu înțeleg de ce nimeni de la Chiajna nu reușește totuși să intervină acolo. De prea multe ori au jucat ciucanii mingea, pur și simplu. A fost chiar ca la hockey, mingea pe post de puc, cum ar veni. Le-a ieșit, pur și simplu le-a ieșit, câte pase au dat și nimeni nu intervine acolo. Apoi prea simplu, nu Macrae a fost, nu Vereș. Da, Macrae a marcat. Îmi cer scuze, trebuie făcută rectificarea. Gabor Macrae, suntem în regulă. Palmeș mai departe, Francisco centrează. Asta a fost. Asta a fost, au avut golul de 2-2 în cap ciucanii. Vereș, ia să vedem. Cred că era și în offside. Cred că era și în offside totuși. Centrare perfectă, dar mult prea liber acolo. Dobrescu s-a trezit cu el în spate. A acționat târziu. Vereș, unul, Adi Bălan era mai în față, e altcineva. Acum din prima, atenție, prelungire pe spate! Ocazie pentru Csíkszereda în minutul 96! Uluitoare posibilitatea, încă o dată, două ocazii în ultimele 3 minute. Chiar că putea să salveze meciul Csíkszereda. Ia să vedem aici, prelungire. Ce ocazie, vai ce ocazie! Din nou cu fundașii în careu, Miercurea Ciucul. Asta a